ești pregătit? Băi, da, bă, vreau să mă pun. Ia uite ce la frumos. Ah, și ce mă pui? 3, 2, 1. Stai, 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 stai. Înainte dăm telefonul. Pasă. Hei, salutare tuturor, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este cel mai minunat iubit! Și uitați un lucru pe care l-am luat de la iubita mea, acest este iul nostru. În acest vlog eu o să fiu foarte fericită și foarte răsfățată. Și eu sunt foarte fericit să fiu aici. Eu o să fiu foarte răsfățată pentru că... Doar în acest vlog, atenție, doar în acest vlog. Timp de 24 de ore tu o să spui da. La tot ceea ce îți spun eu, tot ceea ce îți cer, tot ceea ce te întreb, absolut orice, tu o să spui da. Tot? Da. 24 de ore. Ești de acord? Te bagi? Da, sunt de acord, sunt de acord să fac chestia asta. Sunt de acord să fac chestia asta, pentru că oricum și cu challenge și fără challenge aș fi făcut acest lucru. Și filmat cine filmat aș fi făcut acest lucru. Hai să o facem. Dar dacă și voi vreți să facem cu adevărat chestia asta, vreau să rupeți butonajul de like acolo și haide să strângem 30.000 de like-uri. Strângem 40.000. 50.000 de like-uri. Bine, gata, aici ne oprim. 50.000. Ok, hai să facem 50.000 de like-uri pentru chestia asta. Dați share la vlogul ăsta ca să-l vadă cât mai mulți prieteni voștri. Dacă vor lua share pe Instagram și Facebook, probabil putem să strângem 50.000. Eu sunt sigură că putem. Am încredere în voi. Trebuie să recunoaștem că acest challenge noi l-am început ieri. Dar am uitat să facem introducerea, așa că facem azi, în cea de-a doua zi, în care urmează să-i mai dau niște provocări lui Antonio. Dar până atunci trebuie să vedeți cum a început nebunia asta de ieri, când, apropo, i-a făcut o farsă foarte mișto lui Antonio. Acum să mergem la Vagabond, urmează ca Baby să se tundă și ia dă-mi un pic camera. Baby, da. Că tot te tunzi. Așa. Ce-ai zice dacă? Dacă? Pentru mine. Așa. O să te tunzi chiar. Pe bune de data asta. Glumești? Nu. Hai, te tunzi? Să aud? Da! Hai! Iei, te tunde chiar! Și de data asta nu-ți mai pune chestie de cap! Ești pregătit? Să te tunzi chiar? Nu, chiar nu sunt absolut deloc pregătit să mă tunzi chiar. Ai făcut un spray? Karma? Da, dar ce-ți place cum stă chiar a fost? Da, ți-am zis că nu o să-l pun. Să nu-ți faci griji, că ești la băieții de la Vagabond, așa că vă faci o treabă excelentă. Și o să arăți foarte bine. Pui, e chelie. Tu ai făcut prei, așa că te-am îndeplinit visul, chiar să fie true. Cât timp tu te speri, eu să mă duc să vorbesc despre noul tău look, exact cum îl dorești, exact cum să fie, da? Nu. Ai zis nu? Da. Bine, și de fapt o să vreau să-i fac un prank și nu o să-l tunzi chel, 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 o să-l tunzi chel, știi cum e finger. Super, yay, mulțumesc! Săracul nici nu știe ce-l așteaptă. Pe ce telefon crede că o să se tundă chel? Hai, nu mai fi supărat, o să stea bine. Nu e adevărat. Ha-ha, mare falsă. Hai, ești pregătit? Băi, da, nu vreau să mă pun chel. Andrei, totul gata? Hai, go! Gata, 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 gata. Glumeam, era o farsă, baby. Nu pot să cred. Am vorbit cu Andrei înainte și m-a ajutat să-ți fac farsa asta. Știu, dar tot o să te tunzi chel. Da, împărți. Acum am plecat de acasă, suntem în Uber și abia aștept pentru că o să mergem în Herăstrău și acolo am foarte multe provocări pregătite pentru Antonie. Ești pregătit, baby? Sincer că nu sunt pregătit, iubirea mea. Eu zic să da. Pe lângă că m-ai testat cu prank-ul ăla și era să rămân chel. Deci astăzi chiar am crezut că o să devin chel. Nu ți-ai dorit tu? Nu, a fost pur și simplu o farsă. Dar acum chiar o să am emoții pentru că o să fim și într-un spațiu public. Și nu știu ce provocări o să-mi dai tu. Chiar mi-e foarte, foarte tare frică. Da, chiar ar trebui să fie frică. Pentru că am ajuns în parc, baby, am prima provocare pentru tine. Nu e așa că ai o iubită cu un canal minunat și tu o susții pe iubita ta, nu? Eu o susțin tot sufletul meu. Și nu e așa că o să susții și o să strigi aici în gura mare, că uite câți oameni sunt acolo în față, o să strigi subscribe la Bibi? Nu știu ce să zic, voi, bine, da, o să fac asta. Hai, da, de două ori. De
Da, iubirea mea. Gata? Stai, stai, stai. Da, încolo, spre ei, spre ei, spre ei. Spre ei? Da, da. Hai, iubire! Subscribe la Bibi! Și încă o dată? Subscribe la Bibi! Hei! Sunt la mine, pui. Mai fă o dată. Mai zi o dată. Subscribe! Ai mâinile reci, ai emoții? Ai emoții? Îmi iei și mie un balon. Vrei balon din ăsta? Da. Hai, iubire. Ceau, ceau că meriți. Mulțumesc. Ești o fată mică. Ghici cu ce vreau. Probabil cu, cu mini? Da, cu mini. Yay! De la rotime, așa. Mulțumesc! Da, exact, chiar sunt un copil mic. Dacă nu ești fericită, puiu? Mamă, și cât de poftă o să-ți mai fac azi, iubire. Azi, da. Azi, azi, azi zici că e ziua ta. Da, dar cum o faci pofte mereu și dacă e challenge-ul ăsta și dacă nu? Eu-ți fac poftele și dacă nu e challenge-ul ăsta. Că te iubesc și că ești mică și că te iubesc. Nu e așa că suntem un ferestru și ne dăm și noi cu barca? Vrei să ne dăm cu barca? Puiu, dar n-am fost niciodată cu barca și poate nu-i răstur. Da, iubire, da. Hai, bine, de dau, de dau, hai să mergem. Am văzut în viața mea la barcă, habar n-am cu ce să mănâncă. Mușchi dar... nu sunt degeaba, da? Da, da, stau zici și stai ca muș, dacă e. Dar pentru iubita mea facem asta. Și nu neapărat pentru că este un challenge. Te dau un pupic că mi-ai luat bananul ăsta. Dă-mi. Tocmai am aflat că nu mai avem bărci disponibile. Asta înseamnă că nu ne mai plimbăm cu barca. Și eu tot am spus da. Că sunt tristă. Pentru că ultima închiriere de bărcuț era la ora 7 și acum este 8 și ceva. Asta este iubire, dacă ne-am trezit târziu să filmăm ce să faci. Asta e. Ce fericit ești tu, pleacă de aici. Fii atent, e o doamnă în fața noastră care face niște poze la flori. Te duce la ea și e cu telefonul în mână și o faci să se aboneze la canalul meu de YouTube. Da? Da, iubire. Hai, da. Go, 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 go. Chiar acum pe YouTube și am primit o provocare. Dacă aveți cumva canal de YouTube și puteți să ne abonați la canalul iubitei mele. Aveți cum? Fake. Aveți doar Facebook, dar puteți măcar să intrați pe canalul iubitei mele, să dați acolo o privire. Poate vă place ceea ce face ea. E o provocare. Păi nu știu, de unde să vă iau? Păi nu, să mă căutați. Și intrați pe YouTube și o căutați pe ea. Pe WhatsApp? Nu, nu, pe YouTube. Aveți YouTube pe telefon? Google. Pe Google. Uitați pe Google și scrieți Bibi oficial. Nu că nu mă ating eu, să nu crezi. Oricum, vă mulțumim. Mulțumim. Pentru colaborare. Uite, am făcut și pasta. Am văzut o fetiță care deja ne-a ochit. Se uită și vrea să facă poze cu noi. Pui, dar tu acum mărâi la toată lumea. Da, nu contează, că nu prea ți-ai ieșit. Dacă astăzi fac 100 de abonați numai aici de noi răstrău, s-a terminat. Nu prea ți-ai ieșit cu Doana, că n-era în vârstă. Și am zis să dăm și în extrema cealaltă. Și dacă tot o văd pe fetița. Da, da, da. Fii atent, te duci la ea și dacă e abonată la canalul meu de YouTube, o pui să se uite la ultimele 5 clipuri să dea like. Ah, bine. Da? Bună. Vreau să fac o poză cu noi. Facem, 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 dar uite înainte. Eu am primit o provocare de la iubita mea. Okay. Pentru că a spus doar să spun da. Și vreau să știu dacă ești abonată la canalul iubitei mele. Da. Ești abonată? Perfect, era sigură. Deci, ce drăguță ești, cum te cheamă? Melania. Melania, uite, o să apar pe canalul meu de YouTube. Salută-i pe Bibișor și pe Picanț. Dacă ești abonată, vreau să știu dacă ai dat la ultimele 5 clipuri like. Dacă nu, dă chiar în acest moment. Ia, hai să vedem. Iar asta? Da. Mamă, e. Mamă, și la ăsta. Mamă, ce drăguț. Nu pot. Și la ăsta 3, 4. Da. Ia să vedem. N-am dat, da. Uite, a dat așa. Și la asta sigur. Și la asta am dat, da. Super tare, bine Melania, așa cu hai să facem și poze. 4 din 5, așa ceva. Bate palma și cu el. Hai, da, hai că ai convins-o. Bravo, bravo, baby, ți-ai făcut provocarea. Mulțumesc foarte mult. Ce? Iubire, nu e așa. A, că... ce? Bine, nu e așa că vrei să te arunci în lac? Așa, ce drăguț ai stu. Iubim Bibișorii și Picanții. Mai. Pentru că în glumă sau neglumă a întrebat dacă vreau să mă arunc în lac. Da, da? Ce zici, baby? Dacă. Dacă ce? Ia uite ce lac frumos. Ah, și ce mă pui? Arunci în lac? Oh, bine, mă arunc în lac. 3, 2, 1. Stai, 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 stai. Înainte dăm telefonul. Da, asta să fie nebunia. 3, 2, 1. S-a
cam acestea au fost challenge-urile pe care le-am dat în prima zi. Ce părere ai? Mi-e cam foarte, foarte mare frică, pentru că știu că asta e a doua zi și se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri. Se pot întâmpla foarte, foarte, foarte multe lucruri. Mai sunt câteva ore, eu pot oricând să deschid camera, să dau rec și să-i zic: baby, nu e așa că... Și tu o să zici? Nu, da, 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 da. Deci hai să vedem ce provocări îți dau. Mamă, cum plouă! Woo! Și pentru că mai am puțin timp la dispoziție în care baby să spună da la orice, baby, plouă afară. Bă. Nu e așa că o să stai în ploaie timp de un minut? Ai, bui, eu că nu am alte haine la mine. E, nu! Nu am! Plouă tare, puiu. Păi da, hai, timp de un minut. Puiu. Mai sunt 10 minute și poți să zici da la orice, hai! Puiu, la plouă! Puiu, te pot ia, puiu! Hai, te rog, lasă, mă, te rog! Wow! Na-a, ia go acolo, hai acolo, hai acolo. Stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo, acolo, vino mai aproape, mai aproape, mai aproape. Bine, bine, gata, gata, gata. Cum a fost? Nu se vede cum a fost. Nu, foarte mare. Baby, mai am o idee. Ce idee? Ultima idee. Ai, puiul meu. Ție-ți plac clătitele, nu? Foarte mult. Și mie îmi plac. Nu vrei să fii tu o clătită? Sincer, nu prea știu ce să zic. Ce idee asta? Ești puțin ud că ai fost în ploaie. Așa? Ce zic dacă punem puțină făină? Oh, nu! Puiu! Nu? Ba da, 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 pentru că mie chiar îmi place făina. Făina face foarte, foarte bine la ten. Chiar este o idee extraordinară de bună! Yeah! Punem făină! Yeah! Yeah! Punem făină! Uite-mă, yeah! Uite-mă cât de mică spart! Ultima provocare. Aoleu! Suntem fix după ce am filmat vlogul lui Baby. Așa că intrați pe canalul lui de YouTube să vedeți de ce suntem așa. Și sunt 10 grade și eu mor de fric și iubita mai vrea să mai torni și mâine cu mine. Chiar dacă a trecut timpul în care să-mi zică da, i-am pus întrebarea înainte să filmăm pentru vlogul lui ca să mă asigur că e totul bine. Am zis să nu-și mai facă duș de 2 ori, să-și facă acum după ce arunc eu cu făina, adică imediat după vlogul lui, că știam că o să fie ujurarcă. Ca să se lipească făina, dar bine. Iubire, poți să arunc cu făina asta pe tine? Da! Poate măcar las-o să mă mai încălzească după apă. Nu, nu te rog, mi-ajunge, mi-ajunge. Și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un share pe Instagram, pe Facebook, pe peste tot, să dați acolo subscribe, să apăsați clopoțelul. Eu am fost Antonio și nu cred că o să mai apăr în cap. O să mă duc să mă bag la cuptor, că sunt deja pui făcut. Noi m-am pupat tare, 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 tare! Să ne vedem data viitoare! Pa!